Краудфандинг înseamnă că tu ai o idee, o cauză, poți să ai un proiect personal și atâta timp cât omul vinde această istorie și poate să o explice bine și există donatori care sunt gata să dea bani, atunci este un proiect bun. Pentru că spunem crowdfunding, noi ne gândim deodată la o platformă online, pe când spunem fundraising, ne gândim și la chestiuni care sunt offline în afara online-ului. Primul rând, un lucru care lipsește în cunoașterea despre crowdfunding în Moldova este faptul că ele sunt diferite feluri. Prima este bazată pe recompensă, atunci când eu donez și primesc ceva în schimb. De exemplu, un muzician vrea să scoată un album, eu donez 10 euro, pentru asta îmi trimite acel album sau o carte. Al doilea este bazat pe donații, când eu donez indiferent de cauză și nu aștept absolut nimic în schimb, decât poate mulțumesc. Al treilea este acest peer-to-peer lending și există al patrulea care, eu propriu zis, este ca o investiție. Chiar investesc în această afacere. Ultimele două încă nu sunt deloc prezente în Republica Moldova. De obicei, ele sunt reglementate chiar și de legislație, pentru că prezintă anumite riscuri și potențial de escrocherii. Dacă este vorbim despre platforme, există cele populare, cele mai cunoscute, Indiegogo, Kickstarter, ambele cunoscute mai mult pentru proiecte legate de business și finanțare de idei inovatoare. Există GoFundMe, pe care se pun mai mult proiecte de caritate și proiecte personale. Dacă este vorba de activism, probabil este bine de făcut pe o platformă dedicată activismului, unde inclusiv șefii, da, sau consultanții de acolo înțeleg ce înseamnă activism, pentru că Indiegogo aparent nu a înțeles ce înseamnă protest permanent. În Moldova există această împărțire, să spunem, crowdfunding se bazează mai mult pe cel de caritate. Din păcate, acolo nu prea există transparență. Mai există crowdfunding de comunitate. Guvern 24 este un exemplu bun de acest tip de crowdfunding. Și noi știm proiectele în care și eu, de exemplu, eu am participat. Fântâna Cădânii, Scoarul Cehov, tot felul de proiecte din comunități. Și mai este crowdfundingul, de exemplu, pentru jurnaliști. Și am văzut că începe să prindă popularitate în Moldova. Sfatul meu, pentru că mulți au dilema să fac crowdfunding odată, să colecteze toți banii sau lunar, de obicei sfatul meu este prima dată să încerce să strângă pentru o anumită sumă, să vadă dacă oamenii apreciază produsul, apoi să treacă la crowdfunding lunar, mai ales dacă e vorba de emisiuni care sunt cu anumită periodicitate sau anumite acțiuni. Mai mulți oameni care fac crowdfunding din asta pe Patreon s-au plâns că lumea îi judecă, că îmble cu cerșitul. Din nou, este vorba, dacă faci un anumit produs și lumea vrea să plătească pentru el și lumea o face, înseamnă că produsul este bun. Se donează și în Moldova, se donează și în comunități și, de exemplu, există cazuri când oamenii care nu au card și, de exemplu, strâng pentru un parc în localitatea lor, se duc la vecin și un vecin cu un card adună de la toți bani și duce și donează pentru restul. Eu, inclusiv, de fiecare dată donez pentru câteva persoane, inclusiv pentru părinții mei care, de exemplu, nu vor să facă acest lucru. Din perspectivă de securitate, nu există niciun moment în care moldovenii să-și facă griji să doneze online, pentru că online tu întotdeauna vezi cât, ce sumă s-a adunat, cât mai trebuie de colectat, cine inițiază campania. Uneori eu am impresia când mut la campanie de crowdfunding Moldova că oamenii chiar vor numai să strângă bani, dar nu să creeze această comunitate și un fel de model alternativ de finanțare, ceea ce este foarte important. Unicul aspect de securitate care ar trebui să îngrijoreze oamenii este atunci când donează pentru campanii de caritate, mai ales pentru campanii de caritate, să urmărească de fiecare dată cine sunt inițiatorii, sunt documentele plasate, ce fel de informație este plasată și dacă sunt actualizări despre campanie. Foarte des oamenii donează și este, eu am mai spus asta și repet, este inclusiv responsabilitatea donatorului să ceară socoteală.